Bună dimineața, domnul Dan, dimineața, domnul Răzvan. Astăzi sunt un fel de moromete și stau la povești cu George, un meșter care face țesturi. Am văzut că sunteți foarte bine documentați și aveți perfecte dreptate. Țestul este un cuptor din lut în care bunicile noastre coceau pâinea. Ce-i drept, nu mă așteptam să mai găsesc un meșter popular care să facă țesturi. Bună dimineața, George, bine te-am găsit. Cred că ești printre ultimii care mai fac țesturi, nu? Adică a mai preluat cineva meseria asta, o duce mai departe? Bună dimineața și bine ați venit. Pot să vă spun că, din câte am înțeles, suntem ultimii și singurii producători de țesturi din România și asta este pentru noi, în primul rând, o mândrie și, în al doilea rând, o responsabilitate enormă să ducem această tradiție mai departe. Țestul vine de undeva din zona de sud a țării, dar am văzut că erau și în celelalte regiuni. Adică, uite, Răzvan, Dani, știau, bunicile aveau țesturi. Da, așa este. El este predominant din zona Olteniei și a Munteniei, însă încercăm să-l facem cunoscut în toată țara, astfel încât să-l ducem mai departe și să nu pierdem un asemenea produs de valoare. L-am văzut, am văzut că mai sunt cereri, oamenii le au mai mult pentru decor sau chiar să-l folosească, să facă pâine în el, și am înțeles că se poate pune și altceva în țes la cuptor, adică pui acolo o pulpiță de pui, se poate pregăti. Da, în primul rând vreau să spun că cererea încă există. Sunt multe persoane, de obicei mai în vârstă, care sunt nostalgice la gustul pâinii și a mâncărilor preparate la țes în copilărie. Și acum își doresc să retrăiască acele clipe frumoase, să mănânce o mâncare sănătoasă, bio și foarte gustoasă. Iar cum spuneai și tu, pe lângă pâinea la țes se pot prepara și pui la țes, tocane la țes, coastă de porc la țes, diverse mâncări. O să mergem și afară să vedem cum se prepară o pâine. Am văzut aici că la țes ai nevoie de acest vătrai. Vătraiul te ajută ca să ridici țesul atunci când este fierbinte, când arde. Știi că era și o vorbă la noi în Telormac, unii cu traiul și alții cu vătraiul. Exact, da, e o vorbă care încă are sens. Spune puțin, am văzut și pirostriile, noi nu le folosim la țest aici, nu ai nevoie de ele, dar se vorbea puțin despre ele, puțin mai devreme. Încă se folosesc și sunt oameni care caută și pirostrii. Încă se folosesc și se folosesc împreună cu ceaunul, lângă țestul care arde cu pâine. Greșesc eu, era și o vorbă că ți-ai pus pirostriile? Da, nu? Asta se întâmplă atunci când te căsătorești și, apropo de tine, că văd că ai un ștergar pe tine, asta se dădeau băieților, fraților de mână, la nunți, la noi în Telorman. Acum nu știu dacă mă accept domnul Dani ca frate de mână, dar dacă e să se însoare, eu sunt pregătit să bradul îl plimbam, nu? Bradul. Bradu, și da. Pirostrii tot pentru domnul Dani, o pirostrie să fie acolo, doamne, ăștia să fie într-un ceas bun. Hai să mergem afară să vedem acum că arde acolo focul în țest și să spui cam cât timp trebuie să ardă ca să fie pregătit să se poată coace pâinea. Sigur, o să vedeți aici în partea stânga dumneavoastră țestul care arde aproximativ 40 de minute pentru a coace prima pâine. Noi mai devreme am făcut o pâine, acum facem a doua pâine, iar timpul de ardere pentru a doua pâine este unul mai scurt, undeva la 20 de minute, doar ca să reîncălzească țestul. Te întrerup, George, pentru că am găsit pe domnul Marica. Domnul Marica organizează târgul de la Muzeul Țelanului. Domnul Marica, nu-mi place cum ați primit, este cu dinaintea goală. Păi ce facem? Bună dimineața, nu este chiar goală, eu v-am pregătit ceva, deși e cam de vreme. Dar totuși, începând de mâine și până duminică, vă aștept la Muzeul Țăranului la ore potrivite. Deci mâine începe și la Muzeul Țăranului, exact. Un târg, îl aduce și pe George la muzeu, nu? Evident, va fi acolo și vă așteptăm să-l vedeți și la Muzeul Țăranului. Intrarea liberă? Intrarea liberă ca de obicei. Ceva? Evident, se poate altfel. Gata, domnul Marica, de mâine ne vedem la Muzeul Țăranului. Mă trec și eu pe la dumneavoastră. George, felicitări pentru ceea ce faci. Îmi place foarte mult cum arată și important că duci tradiția mai departe. Ne oprim și dacă nu ai pâine, poate mai băgăm și altceva sub țestul ăla să pregătim. Sigur că da. Pregătim un pui, ceva. Doamne ajută. Domnul Răzvan, domnul Dani, o zi frumoasă. Sunt pregătit să car bradul domnul Dani și pirostriile sunt și alea pregătite. Domnul Marica, mâine ne vedem la Muzeul Țelanului. O zi frumoasă, la revedere. Ia uite și pâinea. Mamă, încă e caldă.